O zi frumoasă și călduroasă de sfârșit de octombrie a încurajat oamenii să vină în număr mare la deschiderea celei de-a 47-a ediție a expoziției Flori de Toamnă, organizată de Grădina Botanică din Iași. Prima și cea mai mare din România, Grădina Botanică din capitala Moldovei, a primit vizitatori din toată țara, veniți special pentru acest eveniment deosebit. Ați venit de la Ploiești special? Special am venit, da. Foarte frumos. Foarte frumos. N-am mai văzut. Grădina. Foarte frumos. Foarte frumos. Ne-a mai frumoasă decât la Ploiești? Păi da. Nu prea avem. Da, e și la noi, dar e foarte frumos. Cred că e unică. Sunt foarte multe flori, foarte drăguțe și eu ador florile, deci din punctul meu de vedere este foarte drăguț. Foarte frumos, mai ales acompaniat de muzică, e mirific. Foarte frumos. Îți încarci sufletul cu multă energie pozitivă. De unde ești? De la Chișinău. Ca frumusețe este deosebită și îmi face totdeauna plăcere să vin să o vizitez an de an, deși eu nu sunt de aici, vin de mai departe, din județul Botoșani. Pe lângă spectacolul floral, oaspeții s-au bucurat și de un moment artistic oferit de membrele Quartetului Stradivari. Mă bucur de tot ceea ce văd, este superb. Noi venim din Constanța, e o surpriză fantastică să găsim un asemenea eveniment în Iași și să ne venim chiar la această festivitate de deschidere. E superb, fără cuvinte. Ne-a emoționat profund și muzica și sutele de specii de crizanteme. Expoziția reunește soiuri românești și internaționale de crizanteme, dar și multe alte flori, fructe și semințe. Anul acesta, Universitatea a marcat 163 de ani de la înființare, de la actul fondator, iar expoziția de flori de toamnă la care suntem prezenți face parte din aceste manifestări. Este colecția cea mai bogată din România, sunt 463 de taxoni. În zona aceasta centrală sunt expuse crizantemele pentru floare tăiată. În colecție se găsesc 226, care vor fi expuse pe toată perioada celor 3 săptămâni cât durează expoziția. Expoziția poate fi vizitată până pe 19 noiembrie.